iertați-mă puțin. Sunt primarul vostru, doctor Oprescu Sorin. Știți că vă respect și că vă iubesc așa cum îmi iubesc din suflet casa și familia. Cu alte cuvinte putem spune că aș fi tată pentru 2 milioane de copii. Deci, dragă Marian, te dezamăgesc total. Nu e nimic mai tare ca primarul general. Ești un ordinar, limiți-l ultimul hal. Tu ești doar primar, nu poți fi și general. N-aveai cum să vii, hai te rog, eu recunoaște. Când eu făceam armata, distrugeai la școală, broște. Domnul Marian, nu încerca să prostiți mase. Aveți un sector, eu le am pe toate 6. Dar din astea 6, cel mai tare care este e sectorul 5 și te trăiește ca-n poveste. Eu nu fac pasaje plevate, stadioane, dar fac cele mai tari din lume evangheliane. Caută pe poagă, nicăieri n-ai să găsești Rebelion ca ăla, te-l bag eu în București. Tu cheltuiești bugetul pe cânta și băutură, dar eu sunt chipzuit, îl bag în infrastructură. Mai bine cheltui banii să văd toată lumea beată decât să-i mică fac cu o centură suspendată. Grișan s-a spus durat cu șirecul la 8-5. Eu am să mor decât numai cu sectorul 5. Primar până la capăt, nimeni n-o să mă dea jos. Pică mare ar, e harnic și curaj. De nume să știi că Sorin Oprescu rimează cel mai bine cu poetul Eminescu. Cetățenii mei mă iubesc exact la fel cum toată România l-a iubit etern pe el. Peste ani și ani în cărți ai să mă găsești ca fiind luceafărul primăriei București. La când mă uit eu în cărți vreau să spun de la început, o să mă răpresc cu un mare necunoscut. Și ar mai fi ceva, un lucru pe care îl știu. Vezi că Eminescu a mierlit tot timpuriu și a necat amarul în licorile din sticle. De la o baga poată pe nume de fată Nicle. Marian, am rămas căscat cu gura. Nu știam că-ți place așa de mult literatura.